Și am ales poezia aceasta pentru că am fost foarte cercetată și mi se potrivește chiar mie. Scopul vieții noastre. Am trăit o viață întreagă și târziu eu am aflat că noi nu suntem ai noștri, că Dumnezeu ne-a creat. Ne-a adus cu un scop în lume, nu ne-a obligat de fel. Ne-a lăsat ca să alegem dacă vrem să fim cu El. Când ne hotărâm în viață să-L alegem pe Iisus, atunci Domnul ne trimite Mângâietorul de sus și prin El ne arată scopul vieții noastre pe pământ. Ne ajută să-L împlinim prin cuvântul Lui cel Sfânt. Noi trebuie să discernem ce vrea Dumnezeu de sus. Sigur, Tatăl vrea să spunem tuturor despre Iisus. Cum Iisus a lăsat slava și a venit pe pământ, a trăit precum tot omul, în necazuri și muncind. A văzut ce greu ne este să trăim fără păcat, când ce rău ne încălcioară și în ispite ne-a băgat. Și mai vrea Tatăl să spunem că Iisus viața și-a dat, că noi toți din lumea asta să fim iertați de păcat. Să-L urmăm în veșnicie, împreună cu cei dragi, și să ne unim cu toții, că prin Iisus suntem frați. Vestea bună să o ducem tuturor de pe pământ, că Iisus a înviat și ne așteaptă în Cerul Sfânt. Trebuie cu toți să credem că Iisus a fost jertfit ca omul de pe pământ să fie în cer mântuit. Deci, să ne atingem scopul, nu să trăim în zadar, să le spunem tuturor de jertfa de la Carvar. Amin. Amin.